Cehii de la Spartak Praga au oferit pe Vătăgelu 1.300.000 de euro, acesta fiind cel mai important transfer din istoria CSU. Fundașul stâng a venit în bănie de la gruparea Metalul Reșița în iarna anului 2014. În ultimele trei sezoane a fost cel mai folosit jucător al Craiovei. Din sezonul 2016-2017 a preluat banderola de capitan al CS Universitatea și a fost integralist în toate partidele din această stagiune. Bogdan Vătăgelu, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract pe 3 sezoane și jumătate cu Sparta Praga. Sunt fericit pentru că acest transfer s-a realizat. Am zis de fiecare dată că atunci când o echipă va veni și se va interesa de mine și va duce clubului o ofertă destul de bună, mă voi gândi serios și mi-aș dori să fac, următorul pas. Și cred că ăsta este un pas important în cariera mea. CS Universitatea a anunțat că niciun alt jucător nu va mai părăsi clubul în acest mercato, politica fiind aceea de a transfera maxim un jucător pe an. Universitatea începe o dinamică a transferurilor care să dea posibilitatea jucătorilor ce își fac un nume la noi și care își aduc contribuție esențială să meargă mai departe. Glumind puțin, nu știu dacă Bogdan a ajuns la Sparta Praga ca fotbalist sau și ca și capitan. Clubul Spartak Praga a fost fondat în 1893 și este gruparea cea mai de succes din Cehia, având 36 de titluri naționale. Sparta este angrenată și în competițiile europene, urmând să o întâlnească în 16.000 ligii Europei pe Fotbal Club Rostock.